Hudinașilor, astăzi o să testez secrete interzise în Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și primul secret se află chiar la o insulă care s-a introdus de curând în Brookhaven. Și pentru asta o să mă teleportez acolo și avem nevoie, ia să vedem, avem nevoie de insula aceasta cu numărul 35, nu? 34 este prima insulă, ba nu, avem nevoie de insula cu numărul 36, trebuie să fie aici la parcela aceasta cu locul vacant, da, 36, unde scrie că este insula Paradisului. Și ce trebuie să facem aici? Trebuie să ne luăm o casă. Hai să vedem ce casă să ne luăm. Sincer să fiu, nici măcar nu contează ce casă îți iei, cred, dar ia, vreau o casă mai interesantă care ar putea să fie pe insulă. Hai să luăm de exemplu castelul, bro. Să fie un castel pe insulă departe de orașul Brookhaven. Și vreau să vă arăt aici o modalitate prin care puteți să vă ascundeți pe această insulă și să nu vă găsească nimeni. Deci dacă veniți aici și vreți să fiți de negăsit, ce puteți să faceți? Puteți să vă faceți mici de tot de tot, da? De exemplu de 0.5 și dacă te-ai făcut de 0.5, poți să sari în apă. Dar te poți ascunde chiar aici sub porțiunea aceasta din lemn și ia fi atent, poți să ieși și pe partea asta altă și aici poți să stai ascuns să nu te găsească nimeni. Te poți pune aici în colț și cu siguranță nimeni nu te va găsi dacă vei sta aici, da? Adică ești efectiv de negăsit sub apă și sub partea aceasta din lemn. Ia, oare pot să ies pe aici? Nu pot să ies, nici măcar nu mi se vede chelia sau ceva de genul ăsta. Deci zic eu că este o ascunzătoare destul de bună. Însă, ia stai așa să mă fac acum mare. Bun, și acum vreau să mergem la următoarea locație. O să-mi scot casa asta și o să mă duc desigur la parcela cu numărul 37, pentru că aici vreau să testez ceva foarte, foarte interesant. Se spune, adică există un mit care ne spune că dacă îți iei hotelul aici la Estate, pe plajă, frate, adică pe insulă, se va întâmpla ceva. Sub hotel se va crea o gaură gravitațională uriașă care o să ia toată insula și o să o înghită, frate, și nu o să mai existe insula deloc, dar ca să faci asta trebuie să urmezi următorii pași, da? Trebuie să mergi aici, trebuie să-ți iei hotelul și hai să vedem dacă într-adevăr există gaura aceea gravitațională. Așteptăm acum să se încarce hotelul, trebuie să mergem să luăm liftul, desigur, pentru că acum trebuie să iei liftul de pe insula aceasta cu estate-urile și luăm liftul, gata, am ajuns sus, iar la hotel trebuie să faci în felul următor. Ia, stai puțin, s-a schimbat numele hotelului? The Drake, nu mai știu dacă se numea așa, bro. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii și acum trebuie să mergem aici la lift. Aici la lift apăsăm să mergem în sus de două ori, după care ne ducem în jos și ne griciuim aici, prin locul acesta, opa, ca să ajungem la safe, da? Deci am ajuns acum la safe, am nevoie de o lanternă și mai am nevoie de un sac de dormit. Ia să vedem. Și dacă punem de exemplu sacul de dormit aici, ne putem și griciui să notăm așa în apa asta mică, dar trebuie să punem aici undeva sacul de dormit și să ne griciuim prin apa aceasta. Și să vedem dacă reușim să ajungem pe partea cealaltă, ia să mai încercăm o dată. Opa, e destul de greu. Ba, am reușit? Ba nu, n-am reușit, mamă. Mi se părea că sunt altundeva.
E destul de greu să te griciuiești, sincer să fiu. Hai să-l pun mai jos. Așa, bun. Opa, bă, nu vrea pe bune. Nu m-am urcat în pătuț? Ba da. Dar nu știu, trebuie să-l pun cumva să fie mai în interior. Poate acum? Ia. Opa. Bă! Am reușit, ia stai să vedem. Există pe aici vreo gaură gravitațională? Deci am intrat sub hotel, dar momentan nu se vede apa. Aici e pătuțul meu. Mi-am scos pătuțul. Și ia să căutăm apa să vedem dacă există aici vreo gaură gravitațională care se formează. Deci într-adevăr aici este un loc secret unde poți să ajungi. Te poți plimba pe aici, dar nu văd nicio gaură gravitațională. Te poți uita așa să vezi deasupra ta. Da, deci mitul acesta este fake, însă locul acesta secret există chiar sub hotel. Dar nu e nicio gaură gravitațională care să fie uriașă și care să tragă totul înăuntru. Deci asta înseamnă că mitul este fake, dar mă bucur că am găsit locul acesta secret. Este momentul să mergem să vedem bărcile plutitoare și când mă refer la bărcile plutitoare o să vedeți că o să fie o nebunie mare. Trebuie să mă teleportez acum la contul meu secundar și anume aici, uite, wow, salutare udinașule numărul 2 și ce o să fac acum udinașul numărul 2? O să-și ia o casă, da? Deci hai să ne luăm o casă. Și nu știu dacă contează casa, sincer să fiu, o să iau așa o casă random. Așteptăm acum să se creeze casa și după aceea va trebui să mă banez pe contul principal. Și ca să facem asta trebuie să intrăm pe teren aici. Și mă duc acum cu contul secundar la contul meu principal, o să mă vedeți imediat și cu contul secundar, gata. Și acum mă banez. Băi, m-am banat instant. Ok, deci am apăsat fără să vreau pe butonul de ban, însă oricum asta voiam să fac și gata, acum sunt banat. Ce o să fac acum? O să mă întorc acolo, dar... stai așa, am nevoie de un singur lucru, am nevoie de elicopter, frate, o să mă duc să iau elicopterul, așa, și o să mă ridic de la secția de poliție să mă duc către insulă și insula e acolo undeva parcă. Ia, să bag viteză, oi, dă-i cu viteza, cred că pe aici pe undeva e insula, dacă nu mă înșel. Da, uite acolo și se vede casa banată la distanță, acum a dispărut, acum a apărut iară. Iar ce trebuie să fac eu acum ca să testez mitul acesta nebun prin care poți să faci bărci plutitoare? Trebuie să mă duc aici deasupra pe casa banată. Hai să vedem dacă pot să aterizez pe casa banată. De obicei, elicopterul cădea dacă îl lăsam pe casa banată. Bă, nu cred că aterizez prea bine. Ia stai așa să mă ridic puțin, să mă duc mai în față. Ia, să băgăm puțin tică viteză. Trebuie să mă duc chiar puțin mai în față. Așa, acum e perfect. Și hai să vedem dacă o să rămână și elicopterul pe casa banată. Adică pe chestia asta roșie, pentru că practic nici măcar nu ajungi la casă. Deci ar trebui să se blocheze aici elicopterul, ia. Elicopterul cade. Deci elicopterul a căzut acolo jos, l-ați văzut, însă hai să vedem ce se întâmplă dacă o să încercăm să punem bărci. Ia. O să pun de exemplu barca asta. Bă, merge! Și barca a rămas aici. Practic e o barcă plutitoare, pentru că insula este acolo jos și eu sunt în cer efectiv. Wow! Băi, ce tare, frate! Și asta înseamnă că hudinașul de jos, ia stai așa, mă vede aici, nu ia? Da, bă, uite, hudinașul de jos e acolo! Ok, ne-am uitat cu binoclu. Hai să încercăm să aducem iahtul.
Oare pot să aduc și iahtul? Ia, asta e gigantic iahtul. Bă, da, am adus iahtul aici. What? Mamă, și oceanul e la foarte, foarte mare distanță. Și aș vrea să aduc și un rechin. Ia să vedem. Am adus rechinul pe uscat, mamă! O să avem nevoie de rechin pentru un alt mit, dar mi se pare super șmecher. Oare pot să mai pun încă o barcă? Da. Ok, așa mi-a scos-o pe cealaltă. Însă mitul acesta este 100% adevărat. Deci poți să faci bărci plutitoare folosind tactica asta. Ia, dacă sar acum și mă uit de aici, uite de acolo sus, bro. Deci sunt acolo sus, toate plutesc. Și oare ce se întâmplă dacă mă debanez? Ia, că sunt curios. O să vin cu contul secundar, o să cadă oare de acolo de sus? Ar trebui să-mi pun așa imaginea, ca să le putem vedea, bun. Și vin acum cu contul secundar să mă debanez. Să vedem ce o să se întâmple. Vor cădea, nu vor cădea, sunt super, super curios. Ia să vedem. Opa, bă! Ok. Am încercat să dau, dar s-a trimis un mesaj sau ceva, nu știu ce naiba am făcut. Nu mă lasă, bro. Ok, apare cu încetinitorul pe telefon. Gata, uite acum. Și dau unban. Au rămas acolo. Bro! Au rămas acolo sus. What? Deci chiar plutesc, uite-te și tu. Deci avem chestiile astea acum acolo sus, ia să văd rechinul. O să mă duc pe deluț aici. Ia. Mamă, uite rechinul plutitor, bro. Wow, deci chiar merge. Și vreau să văd și de la distanță mai mare. Ar trebui să mă duc până pe partea cealaltă. Ia uite, aici e și umbra de la iaht. Să văd cum se vede de la distanță mai mare. Pot să-mi iau hoverboard-ul cel mai bine, cred. Așa, viteză maximă, 45, bun. Și mergem aici undeva. Pentru că de aici o să se vadă mai bine. Wow, sunt chiar curios cum se vede. Mamă, uite-te, bro! Deci e efectiv insane. Cum plutesc acolo toate și poți să dai desigur și zoom să se vadă mai bine. Avem iahtul, avem ăsta rechinul și avem și barca cealaltă. Mamă, deci într-adevăr poți să faci bărci plutitoare. Acum hai să vedem următorul mit. Care ne spune așa, că poți să zbori cu rechinul folosind o comandă și o mașină. Deci poți să zbori cu rechinul din ocean. Trebuie să testăm neapărat să vedem dacă este adevărat sau dacă este fals. O să-mi iau o anumită mașină. Deci am nevoie de mașina. Unde este mașina? Unde e mașina? Stai așa că nu o văd. Am nevoie de mașina asta. Și ce trebuie să fac aici? Trebuie să mă urc în mașină și să las asta în jos. Dar nu merge, what? A, trebuie să scot asta, ok. Ia să mai încercăm încă o dată. Bă, nu funcționează. Ce e cu mașina asta turbată? Nu merge să las asta în jos sau în sus? Ce are? Ia. Am nevoie de ceva aici? Poate mai am nevoie de o mașină. Ia stai să vedem. Am mai luat mașina asta. Dar normal trebuie să se miște ăla. E glitchuit sau ceva aia. Poate acum? Bă, nu vrea! What? Apăs pe săgețile astea și nu se întâmplă absolut nimic. Trebuia să se lase în jos și în sus. S-a stricat mașina, frate! Bă, ce e cu mașina asta gliciuită? Nu vrea să se miște nici cub! Și apăs în continuu! Oh my god! Din păcate, butonul nu mai funcționează. Dacă apăs pe în jos, nu se întâmplă absolut nimic. Dar am o idee. O să aduc mașina mai încoace.
Așa, bun, ca să fie puțin în apă, da, cu rampa. Și o să-mi iau acum rechinul. La rechin mai există un secret. Dacă apeși pe el odată, se ridică la suprafață. Și dacă mai apeși odată, se lasă așa pe sub apă. Și o să facem în felul următor. Trebuie să scriu comanda secretă, dar trebuie să mă duc și aici în partea asta. Am viteza 200 la oră, da, deci viteza e pusă 200. Și trebuie să mai scriem și comanda magică, care este desigur fly. Stați așa, să o scriu aici în chat întâi. Deci este punct și virgulă fly. După care, dacă ai scris comanda magică, mitul ne spune că trebuie să luăm viteză mare, dar cu rechinul ridicat, așa, da? Deci trebuie să fie cu capul scos din apă. Și hai să vedem dacă putem să zburăm. Îmi iau viteză mare, mare și încerc să sar pe rampă. Bă, chiar am sărit, dar nu m-a lăsat să trec. E un zid invizibil. Hai să mai încerc încă o dată. Și cred că o să-mi pun și stage-ul mai mare ca să prind viteză mai mare sau să mă duc să-mi iau avânt. De la distanță mai mare, mai bine mi-au avânt, cred ea. Mi-au avânt de aici, bă, ce tare m-am dus. Mi-au avânt de aici, din spate de tot. Mamă, mamă, să vezi ce nebunie o să fie acum. Deci, într-adevăr, am zburat puțin, dar m-am blocat în zidul invizibil. Ia. Bă, ce zid gigantic invizibil. Și acum m-am răsturnat cu rechinul. Și nu mai pot să mă întorc sau stai. Ia, opa. Ba, gata, m-am întors, am sărit. Hai să mai încerc încă o dată. Deci mi se pare super șmecher. Deci într-adevăr poți să sari. Poate dacă se lăsa și mașina mai în jos, cine știe, poate era rampa mai mare. Dar există zidul acela invizibil. Și cred că asta este problema. Deci dacă nu exista zidul invizibil, 100% puteai să zbori cu rechinul. Ia să mai testăm o dată. Opa, 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 să nu ratezi rampa. Ce tare m-am dus, mamă. Deci mi se pare foarte, foarte șmecher, dar din păcate încolo nu pot să fac nimic. Hai să încercăm, de exemplu, aici, să vedem pe porțiunea asta cât de tare pot să sar și dacă pot să zbor mai mult. Dar e o zonă foarte, foarte mică în care pot să merg cu mașina, adică nici cu mașina, de exemplu, nu pot să merg mai mult de atâta. Deci atâta mă lasă maximum să merg cu mașina în spate, adică în larg către insulă. Deci trebuie să o pun undeva aici, așa. Bun. Și hai să vedem dacă putem să zburăm puțin cu rechinul ăsta. O să mă duc la distanță mai mare și o să vin să sar pe rampă să văd cât de tare pot să zbor. Ia, îmi iau de aici așa viteză. O, nu vreau să mă duc foarte, foarte departe. Mă întorc acum, mă, nici nu se mai vede insula. Ok. Și acum bag viteză mare, mare. O să fie destul de greu să controlez rechinul. Sper să nu cumva să ratez rampa. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Și... ce jumbuș look am făcut, bro. Însă nu am zburat prea mult. Deci eu zic că mitul acesta este fals. Deci și sari destul de nu știu, să zicem așa, e o înălțime destul de mare când sari, dar nu sari foarte departe. Și cam asta e problema mea, adică n-aș numi chestia asta zbor, aș numi mai degrabă chestia asta un salt cu rechinul, ca să spunem așa. Hudinașilor, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate, toate notificările, iar noi ne revedem ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!